În urmă cu 5 luni îl năștea pe Petru, primul ei copil, iar de luni se reîntoarce la pupitrul știrilor. Colega noastră, Mihaela Călin, revine la Observatorul orei 16. Bun, asta a fost știrea, iar acum ne lăudăm cu exclusivitatea. Mihaela apare în premieră astăzi la noi, după fericitul eveniment. Plus, ne-a adus imagini în exclusivitate cu puștul ei, iată-le. Recent, Mihaela Călin și-a creștinat bebelușul, iar nașii au fost Andreea Berecleanu și doctorul Constantin Stan. Eu sunt cu ochii pe ea de când a intrat în platou. N-ai spune că poate avea atâta energie, după bănuiesc, sunt totuși niște nopți nedormite, nu? Mihaela, bine ai venit! Bine v-am regăsit! Draga noastră, ce faci tu? Foarte bine, nici nu-mi dau seama că a trecut atât de mult timp de când am intrat în platou. Nu, mă simt de parcă aș fi plecat ieri de aici și am venit la serviciu într-o zi obișnuită. Și totuși. Da, au trecut 5 luni de când nu mai sunt la Observator. Sunt 4 luni, băiețelul meu o să împlinească în curând 4 luni. În timp pe care am încercat să îl fructific la maximum. Adică să și fac ce este de făcut, adică să mă bucur foarte mult de copilul meu, dar să am grijă un pic și de mine. E o perioadă bună să te gândești un pic la ce faci, unde te găsești în viață, ce-ți place, pe unde... Și mi-am dat seama, cu bucurie, că sunt unde trebuie să fiu, unde îmi place să fiu. Și în viața personală, și în viața mea profesională. Hai să vorbim puțin de Petru. Hai să vorbim despre el, da. L-am lăsat acasă, cu sufletul mic. Nu înțelegeam, auzeam femei care spuneau, femei cu copii mici, care spuneau, plec de acasă, îl las 2 ore și mi se face dor de el. Cum să ți se facă dor de un copil pe care nu l-ai văzut 2 ore? Ți se face dor de el, da, mi se face dor de el deja. Cum dar este? E un copil cu minte? Plânge. Foarte cu minte. Eu cumva eram pregătită pentru orice. Pentru că mi-au zis în jurul meu, deja am foarte multe prietene care au copii măricei. O să vezi că o să fie greu, că are colic, nu dorm noaptea, nu știu ce. Eu am făcut 5 ani matinal, mă trezeam la 3. Adică voi știți, noi știm. E greu, da. Și m-am gândit, acum dacă nu o să dorm, nu o să dorm. Da, este chiar o cauză nobilă, adică pentru băiețelul meu nu o să dorm, asta e. Dar nu avem problema asta. Noi ne trezim în fiecare dimineață între 9 și 10. Asta e puțin, deci există și cazuri fericite, că asta e spaima mea majoră. Da. Nu avem probleme. Adică doarme mult, da. Bine. Da. Sunt și nopți când e mai agitat, că e și el un bebeluș. Dar, în general, nu aș putea să mă plâng. E doar un copil. Ați pățit, știi cum sunt clișeele alea cu căruciul, ce seamănă cu sau cu seamănă? Da, ați avut, câte priviri, atâtea păreri, ca să zic așa. Mie mi se pare că seamănă foarte mult cu tatălui. Tatălui bine, zice că seamănă cu mine. Tatălui zice că se văd trăsăturile mele pe fața lui. Dar o să ne lămurim cu timpul. Exact, până una mai alta, crește puțin și mi se pare că e cel mai frumos. Asta contează. Copilul nostru e cel mai frumos. Normal. Cum te descurci, Miha, cu scutecele? M-am obișnuit foarte bine cu viața de mamă. Vreau să zic că mama mea, care este acum cu el acasă și pe care o pup, pentru că ea sigur o să fie sprijinul nostru, da, ca eu să pot să vin la serviciu, ea o să fie alături de el câteva ore pe zi, dar mi-a mărturisit că avea emoții un pic la început, pentru că eu sunt foarte activă, niciodată nu am stat departe de muncă, indiferent ce a însemnat munca mea, atâta timp. Și se gândea că o să-mi fie greu sau că nu o să mă obișnuiesc sau că, Doamne ferește, fac o depresie, se întâmplă. N-am avut nicio problemă, ea a stat cu noi în primele 3 săptămâni, a văzut că totul e ca pe roată, schimb scutecele și am totul sub control. Da, și vara asta ne-am cam petrecut-o doar eu și Petru. Dar de aici înainte trebuie să ne ajute, pentru că asta e, nu am vrut să aduc un străin lângă copil atât de mic, o să stea bunica cu el atât cât putem. Deci, de luni? De luni ne revedem la Observatorul orei 16, pentru că iată și Ionela deja începe să aibă altă treabă, aceeași treabă, și sunt alături de ea. Eu în toată perioada asta am mai vorbit cu Ionela, pentru că ea mă tot întreba. Îi prind bine. Da, spate. Eu am fost cu câțiva pași înainte ei, practic, și de aici înainte ea rămâne acasă, iar eu revin la Observatorul orei 16, dar noi două o să păstrăm legătura pe parte de mamă, ca să zic așa. Mihaela, ți-a lipsit jobul, ți-a lipsit munca, ți-a lipsit adrenalina, agitația de la muncă. Da, sincer, da. Partea asta cu partea personală și împlinirea pe care ți-o aduce un copil este un lucru foarte important. Nu-mi imaginam că este atât de mare bucuria asta, nu-mi imaginam cum arată iubirea asta. Este altceva și toate femeile care au trăit asta știu despre ce vorbesc. Dar pentru mine, Mihaela Călin, bucuria pe care mi-o dă munca mea și viața asta la alta mea este cu totul alta. Și eu știu că le pot împăca pe amândouă. Și mi-au lipsit munca, mi-au lipsit
De aici, mi-a fost foarte dor de voi. Astăzi am intrat în redacție și nu știam cu cine să vorbesc mai întâi, la care masă să mă duc și cu cine să mă pup mai repede. Mi-au lipsit toate aceste lucruri și mi-au lipsit oameni care se uită la noi, să știm. Deși am avut frumoasa surpriză să-i simt în permanență alături de mine. Mi-ați scris pe internet, pe Facebook, pe Instagram. Ați fost alături de noi în fiecare eveniment important pe care l-am trăit cu Petru în aceste luni și vă mulțumesc din suflet. V-am simțit aproape. Abia aștept să vă intru în casă din nou în fiecare zi. Eu am, știi, mă cunoști de foarte, foarte mulți ani, Mihaela, știi că am o spaimă, o teroare, de copii, de chestii. Nu mai spune Valentin lucrurile astea. Bine, nu mai, am fost atenționat să nu, că odată și odată mi se va întâmpla. Da, normal. Da, da. Ok. Ce pot eu să spun? Da, asta, dăm niște sfaturi. Pe suflet, vreau să știi că soțul meu nu este, este un bărbat mai rezervat. Adică eu îl cunosc așa cum îl cunosc eu. Dar el este un bărbat mai rezervat. Niciodată copiii altor oameni nu ia în brațe să-i joace, să-i pupe, să-i... Se uită un copil să vă trăiască. Deci atât, se oprește relația. Bine, la... dar nu le spune copilul... direct dacă nu e frumos copilul. Adică... Nu, dar nici nu interacționează cu ei. Dar nu trage astfel de concluzii. Da. Un copil al altor oameni e doar un copil. Copilul lui însă, am văzut cum, eu am devenit mamă odată cu venirea lui Petru, dar l-am văzut pe Daniel devenind tată, ceea ce a fost minunat și pentru mine o surpriză foarte, foarte plăcută. Îți făcuse așteptări? Cumva, cumva am făcut, adică mă gândeam că nu vreau să-l presez. Adică el o să intre în atribuțiile de tată, așa cum o să simtă el, în ritmul lui, poate copilul e prea mic, poate mai târziu, poate pentru acum că sunt și bărbați care nu simt imediat. Da, exact, exact. Și nu are rost să tragi concluzii pripite. Lasă omul să-și intre în rolul lui. Mă gândeam că o să zică că e prea mic, să ține-l tu mai bine, că e fragil. Fragil, mie de asta mi-e mai teamă. Când o să fie copilul tău, o să-ți dai seama din start că e altceva, e altfel de relație. Daniel este nu un tată, un super tată, un super tată. Așa o să fie și la tine, sunt sigură, cunoscându-te și știind ce suflet ai dincolo de aparențele astea, de o să vezi că descoperi acolo. Și... Aș putea spune Valentin, la treabă. Eu vă urez din suflet să aveți copii, pentru că, în primul rând, nu e chiar atât de greu. Se naște un întreg mit în jurul copiilor care vai, vai, plâng toată ziua și nu e chiar așa, toată lumea are copii, toți oamenii fac copii, pentru că e frumos și e sunt bine. Cazuri și cazuri până sigur, la sigur că da, sigur că da. Și chiar dacă este un copil mai dificil, atâta vreme cât este copilul tău, nu există, te adaptezi. Deci, categoric. Curaj, mai ales că tu de curând te-ai căsătorit. Exact. Felicitări pentru mulțumesc, acest frumos Fica. Eveniment. Mulțumesc. Așteptăm, casă de piatră. Da, așteptăm să vedem ce vine și de la tine, o fetiță sau un băiețel, Doamne facem gașcă mare aici. La observat. Mihai, mulțumim din suflet că ai fost astăzi alături de noi. Vă mulțumesc și pentru invitație. Antrenamentul. Vrem să-i dai tu pasa Andrei. Nu mai știu exact cum se întâmplă aici. Ce pot însă să vă spun este că urmează practic știrile de la ora 13, informațiile pe care vi le aduce, bineînțeles, Andreea Țopan, așa cum facem fiecare zi. Andreea.